Salut și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă prezint două orhidee care se află în carantină. Au avut ceva probleme fungice, dar sper reușesc să le salvez. După cum puteți vedea, avem aici ceva rădăcini noi. Nu sunt ele foarte... nu știu, mă așteptam să fie un pic mai groase. Sunt cam subțirele, da, știu, pretenții. Partea aceasta deci, pe care o vedeți trebuie să o tai a avut o poală fungică și a trebuit să tai din zona asta și în continuare mai am tăiat cam aici, cu grijă, deci cam undeva pe aici, cu grijă să nu rănesc rădăcinile. Stă de ceva timp aici și văd că apa asta cam evaporat și mai trebuie să pun apă. Apa nu trebuie să ajungă în binarea frunzelor pentru că stagnează și duce la putrezire. Acel lucru s-a întâmplat cu această orhidee. cum vedeți, aceasta are câteva rădăcini bune. Știți că eu de obicei mi-e că dacă de are câteva rădăcini, fie ele 3, 4, 5, merge pusă pe pat de mușchi. Bine, nu am acum, nu mai am mușchi, dar nu asta ar fi o problemă. Problema este că nu prea arată bine în zona aceasta de aici și mă gândesc la fel să tai, Cam bun, pe aici, pe undeva. Din păcate nu are rădăcini, mă rog, astea, dar mă refer la rădăcini noi, nu are. Bineînțeles că au fost amândouă tratate cu un fungicid, pentru că au avut aceeași boală, au stat în aceeași apă. Bineînțeles că n-aș fi pus o orchidee sănătoasă, bine, n-aș fi pus-o cu frânțele în apă, dar ideea este că fiind bolnave am zis că merg amândouă puse aici. Da, și cam așa, cam așa arată nu arată chiar tocmai bine, dar avem o frunzoliță nouă și avem și rădăcini noi, deci sperăm. Pe aceasta o mai las o perioadă așa și dacă văd eu că partea asta deci nu arată bine nu arată bine nici acum, dar nu am mai evoluat. Și atunci mă gândesc să o tai, deci undeva aici nu foarte de aici, pentru că rupem frunzele și, de fapt, rupem și distrugem coletul. O frunză nu înseamnă o orhidee. Un colet e format din două frunze. Poate să fie și doar una, cum ați mai văzut pe canalul meu într-un clip. Uh, cea cu frunza în apă. A fost o singură frunză, dar ideea este că nu a fost afectat coletul. Dacă tăiem prea de jos, prea de jos de aici, ariscăm să rupem coletul și nu mai avem o orhidee, avem doar niște frunze și nu putem să facem nimic cu ele. Ce o să fac mai departe cu ele, pe păi o să le țin aici în apă, cum spuneam mai trebuie să adaug apă că a evaporat, să s-a dus, trebuie să mai completez. O să le țin aici până în primăvară și vedem care ți situația lor în primăvară. Fie, de exemplu, pe aceasta aș pune pe pat de mușcă, vedeți că vedeți care ceva rădăcini. Dar tocmai mai stă aici, bineînțeles că le supraveghiez, orhidee bolnavă trebuie uh, supravegheată mai des să vedem ce se întâmplă. De exemplu, această metodă cu frunzele în apă nu mi a reușit mereu, nu este o metodă sigură, știți că v-am vorbit și în clipul celălalt, nu este cea mai bună metodă, dar când orhidea este în uh, această stare, uh, mă tem că este singura metodă. Dacă începe să facă rădăcini, nu punem pe pat de moș, și o ficțiune cu un bezișor de susținere și problema sunt e aproape rezolvat. Deci trebuie să le supraveghem mai des aici. Da. Asta e tot. Mulțumesc că m-ați urmărit pe curând.